Hassan. Este gol perfect valabil. Nu cred să fie vorba de vreun offside. Acum Cernatu, șanse, Popescu, Nis, de pe Patriot până la urmă, ce greșeală fac cei de la Pandurii, 2-0 pentru FC Voluntari. Și iată două goluri venite foarte repede în poarta Pandurilor, dar Voluntariul se desprinde. Cernat a luptat acolo în fața porții, însă a urmărit bine faza Popadion. Greșeala inexplicabilă a lui Ilie este a doua pasă de gol pe care o dă în acest play-out. A mai făcut la fel și la Mediaș, atunci când Gaz Metan conducea cu 2-1, iar Pandurii ataca. Erau momentele... Ce greșeală, ce greșeală, Bălan, Popescu și este gol scris de Cernat. Dar așa nu poți să te salvezi de retrogradare. 3-0 pentru Voluntari, minutul 67. Înscrie și Cernat, dar din nou pe greșeală mare de tot în apărarea Pandurilor. Ceva. Am obișnuit